tuturor și bine v-am regăsit la etalarea dragostei pe voi cei din zodia Scorpion sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Scorpion. Etalarea este valabilă în perioada 16-31 iulie 2023. Haideți să vedem în primul rând un mesaj din partea aripilor iubirii pentru voi cei din zodia Scorpion. Și aici avem că viața pentru voi ar trebui să fie o bucurie sau să vă bucurați de fiecare moment frumos din viața voastră sau această viață este pentru tine o cale de a te bucura de tot ceea ce vine frumos pe calea iubirii. Dacă sunt dintre voi persoane care își doresc o citire personalizată, să știți că puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Haideți să vedem. <coughs> care este energia uh, perioadei. Și aici avem un doi de monede. Se pare că sunteți în fața unei alegeri, ori că sunteți prinși între două iubiri, ori sunt două gânduri diferite, ori este vorba de o situație foarte întortocheată și de aceea aveți avea tendința să tot jonglați cu uh, <coughs> conversațiile întâlnirile, persoanele, că pot fi și două persoane implicate în poveste, foarte multă comunicare, dar să știți că aici văd și reluarea unei povești de dragoste pentru că primiți un mesaj. Inițial acest mesaj o să vă agite foarte tare pentru că nu înțelegeți de ce această persoană când vă vede acum bine sau că sunteți bine sau că v-ați revenit, începe să vă dea târcoale, începe să revină în viața voastră, ce pune la cale, voi simțiți că ceva nu este în regulă și această persoană se folosește de faptul că l-ați iubit sau ați iubit-o foarte mult ca să revină, ca să vă dea viața peste cap. Poate fi vorba și de o clarificare, poate ați avut multe neînțelegeri în ultimul timp și ați ajuns în punctul în care ați spus, bun, ne despărțim că nu ne mai înțelegem, nu mai este să fie ceva între noi dar aici relația nu este încheiată, este doar o întrerupere. Puteți avea de face cu semne de foc, berbecleu săgetător, cu semne de aer, în balanță vărsător sau cu semne de pământ, taur, fecioară, capricor. Ia să vedem. E o relație foarte puternică, cu o iubire, cu multă pasiune, cu multă împlinire. Oricine ar încerca sau încerca să vă despartă, nu a reușit decât temporar. Pentru că să știți că suferiți unul după celălalt și aceasta, această situație o să vă aducă din nou împreună pe cei dintre voi care nu mai formați un cuplu în momentul actual. Ce ascunde persoana iubită sau ce ar vrea să vă spună și nu poate? Faptul că este foarte rănită, dezamăgită sau a ajuns la capătul puterilor și nu mai știe ce să facă. Este o persoană depresivă sau a ajuns într-un punct culminant, se simte înfrânt sau se simte pus, pusă la pământ. Nu mai știe cum să iasă din zona aceasta sau regretă o alegere pe care a făcut-o față de voi. Nu prea știe cum să dea înapoi. Dar ce credeți? Aici există iubire, văd foarte multă blândețe, sentimente puternice, o veste bună cu un păcare care vine. Deci această persoană suferă prea mult după voi și o să vină înapoi. Poate aveți de -a face cu semne de aer, o balanță apare aici la voi, rac, scorpion, pește, berbec, leu, săgetător. Deci ce ascunde faptul că regretă, că v-a pierdut și vă vrea înapoi. Asta regretă. Și să știți că va veni împăcarea. Poate pentru unii dintre voi nu va fi împăcarea acum în intervalul acesta de timp. Dar până la sfârșitul lunii octombrie va fi. Văd un cuplu. Văd discuții, întâlniri care vor fi sau aflați prin cineva, cunoștință comună, ce trăiește această persoană. Și să știți că și voi parcă suferiți pe lângă el sau pe lângă ea, dar nu aveți putere, nu știți ce să faceți pe mai departe și lăsați lucrurile cumva să vină natural, lăsați lucrurile să se petreacă așa cum ar trebui. Sunteți iubiți cu adevărat, tot ați situații sau persoane care au trătat tratat cu multă indiferență răceală sau nepăsare uh, sentimentele de dragoste. Voi încă nu ați întâlnit sau mă rog, unii dintre voi, da? Pentru că aici vorbim de, este vorba de citire generală, nu se poate potrivi tuturor, luați doar mesajele care sunt pentru voi. Iar în situația aceasta avem regele de spade, dacă care este o persoană foarte rece, foarte indiferentă, foarte dură, oarecum din cauza experiențelor acumulate sau din cauza eșecurilor în dragoste, sau este vorba de o persoană care s-a focusat foarte mult pe carieră și a ajuns la o vârstă în care nu prea mai cunoaște ce înseamnă acea iubire uh, inocentă pe care o trăiești la o anumită vârstă. Bine, dragostea nu are vârstă, dar fiecare vârstă aduce o emoție în plus sau în minus într-o poveste de dragoste. Nu prea ați experimentat voi dragostea adevărată, nu prea știați sau știți ce înseamnă, dar perioada de, de, uh, perioada de sacrificiu se va încheia pentru că începeți să vedeți lucrurile total diferit și să vă lăsați conduși. De o mulțime de emoții și de trăiri pe care nu le-ați mai trăit până acum. Dacă sunteți, da, dar unii dintre voi de-abia de acum încolo, veți fi iubiți cu adevărat și asta va fi până la dânci bătrâneți. O iubire foarte, foarte puternică care va rezista în timp, dar veți fi iubiți o viață întreagă. Aveți rivale în dragoste, aveți persoane din cauza cărora nu ați reușit să ajungeți în punctul acesta sau să fiți iubiți uh, în totalitate, pentru că văd foarte multe suspine, foarte multă suferință prin care ați trecut. De deci, ce poate unii dintre voi aveți momente în care vă gândiți, mai nici nu există această dragoste, nu am experimentat-o, eu nu cred că ar exista vreodată. Ce va fi între voi și persoana iubită? În primul rând sunt niște minciuni, niște trădări, persoana care încearcă să se eschiveze, să ascundă adevărul, să vă manipuleze, să se joace cu mintea voastră, cel mai probabil. Foarte posibil să aveți de face cu un semn de aer, gemen, balanță, vărsător. Sunt niște situații încurcate dar aici va trebui să învățați să vă acceptați reciproc, să iubiți uh, într-o altă formă sau diferit un pic, să mergeți sau să vă uh, croiți un drum împreună, da? să vă luați de mână și să mergeți pe același drum, pentru că văd aici că mulți dintre voi într-adevăr aveți inima frântă. Poate veți de face și cu un rac, poate veți de face cu gemeni, balanță, vârsător, taur, fecioară, capricorn, dacă mai sunt șanse să fiți împreună, cu siguranță, pentru că nicio distanță nu o să vă poată despărți de tot. Văd comunicare, poate aici unii dintre voi chiar aveți o relație la distanță și veți comunica în scris sau pe o rețea de socializare. Alții dintre voi sunteți la început de drum, poate nu aveți o relație oficială, dar v-ați dori să fiți împreună cu acea persoană. Vedeți doar că acea persoană nu este... Deschisă sau nu este dispusă să ofere iubire 100%, fiind o persoană rănită momentan. Dar șanse pentru viitor sau pentru un viitor împreună aveți și totul se va va pleca de la un dezastru. Deci, vedeți, e ca și cum o situație negativă vă aduce împreună sau treceți împreună printr-o situație ca un necaz și asta vă aduce împreună sau plecați împreună la același drum. Poate fi, de exemplu, ajungeți la o răscruce de drumuri și fiecare vrea să o ia în direcția lui, doar că ori pe calea voastră, ori pe calea persoanei iubite se întâmplă ceva, ia foc ceva sau se dărâmă, cad niște pietre în drum și nu puteți trece pe ele și veți fi nevoiți să mergeți împreună pe același drum. Cam asta e situația așa aici, da? Un dezastru va aduce împreună, dar bine, dezastru că zâmbesc când spun lucrul ăsta, că e ceva de bun augur, ceva ce se întâmplă, dar vine în beneficiul vostru sau în ajutorul vostru. Ce decizii veți lua? Ia uitați, voi care sunteți foarte maturi din punct de vedere emoțional și pregătiți așa pentru viață, pentru relații, pentru tot ce vine mai frumos în dragoste. Aveți o atitudine foarte strictă, voi sunteți cumva strict și cu voi înși vă în perioada următoare, dar vedeți că aveți tendința cumva să vă, lăsați, să vă lăsați păcăliți de atitudinea dominatoare pe care o veți avea în perioada următoare. E posibil să luați, de exemplu, o hotărâre să vă rupeți de cineva, să vă despărțiți de cineva, dar, de fapt, în adâncul sufletului nu prea ați vrea să vă despărțiți de acea persoană. Găsiți soluții sau poate există o persoană care se impune foarte mult în viața voastră, și găsiți acea variantă, acea soluție prin care să nu vă mai lăsați manipulați. Într-adevăr, poate unii dintre voi sunteți manipulați sentimental și vreți să ieșiți și trebuie să ieșiți din acea zonă. Apare și un berbec aici la voi, dar. Sunt anumite conflicte care tot au apărut în ultimul timp, discuții aprinse în familie, în relații, care v-au dus cumva în punctul de disperare, gelozii care au fost. Decizia are legătură cu o soluție pe care o căutați sau o veți găsi ca să rezolvați o problemă, pentru că aici o relație nu se va distruge, nu se va încheia. Iar viitorul apropiat aduce o nehotărâre, neîncredere, o nesiguranță. Nu vedeți clar lucrurile care vin către voi, dar alegeți cumva să vă ascultați instinctul sau căutați niște răspunsuri. Poate aveți de -a face cu o persoană care este un pic mai impulsivă sau nehotărâtă, iar lucrul acesta vă poate duce în eroare. Poate aveți o legătură cu o persoană de la drum, dar văd și faptul că există iertare reciprocă aici. Dacă v-ați greșit unul față de celălalt, cel care a greșit va cere iertare, ca să fiu mai explicită. Pentru că aici este vorba de a trece. Bine, veți primi și o informație sau apare așa ca o minune în viața voastră, că apar surprize de plăcute, deși există și obstacole. Ce obstacole? Suferința, în dragoste. Nu puteți sta departe unul de celălalt, deși intâmpinați probleme sau poate unii dintre voi stați la distanță, dar fără voia voastră, adică se întâmplă sau au întâmplat anumite lucruri care vă țin departe unul de celălalt. Aici a fost vorba și de o persoană care a intervenit, că mi-apare înșelăciune sau persoane care au venit, au venit cu minciuni către voi și au adus uh, probleme în relație, dar cert este că apare iubire sau iubirea voastră poate ajunge până la dângi bătrânezi, doar că sunteți încercați și trebuie să luptați pentru asta. Oameni frumoși, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!